Ianis Hagi a fost trimis la echipa secundă de antrenorul Clement, care nu se bazează pe el pentru acest sezon. Transferat definitiv de la Geng după ce a impresionat sub formă de împrumut, Ianis nu mai are viitor la Rangers. Pentru fotbalistul de 25 de ani, există interes în Italia, Spania și Turcia, dar niciuna dintre variante nu e concretă în acest punct. Hagi Junior se pregătește cu echipa secundă a lui Rangers, unde impresionează cu fiecare ocazie. Într-un test cu Derby County Under 23, încheiat cu victoria lui Rangers, Hagi a punctat de 3 ori. Jurnaliștii Sky Sport au aflat care este de fapt motivul pentru care Ianis nu a mai fost reintegrat în planurile prime echipe după revenirea din vacanță. Clubul nu mai vrea ca el să joace niciun meci, altfel salariul i-ar crește automat. În acest moment, Hagi are 99 de partide de la Rangers. Mai are nevoie de numai o apariție oficială pentru ca remunerația să-i se modifice. Românul încasează acum 1,3 milioane de euro pe sezon. Oficialii de pe iBrox consideră că o creștere a salariului i-ar încurca tentativa de a-l vinde. Hagi mai e legat de Rangers până în 2026. Pe net impresionat de evoluțiile sale pentru echipa a doua și de modul cum se antrenează, fanii cer ca iani să mai primească o șansă la prima echipă.